Și la nivelul județului Constanța se resimte o lipsă acută de sânge, fapt ce generează mari probleme în îndeplinirea actului medical. În orice moment, un prieten sau o rudă apropiată pot avea nevoie de sânge pentru a-și salva viața și a rămâne lângă cei dragi. De aceea, Arhiepiscopia Tomisului a organizat astăzi o acțiune de donare de sânge. Astăzi, la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța, sectorul social-misionar al Arhiepiscopiei Tomisului, în parteneriat cu Ascor Constanța, a organizat o acțiune de donare de sânge. Printre cele 70 de persoane care au donat s-au numărat clerici, studenți și credincioși din parohiile constanțene. Din nou a sosit vremea să răspundem la cerințele cele mai importante, donarea de sânge, care este un act de dragoste. Sângele este viață. Dând sânge pentru semenii noștri care au nevoie, avem o solidaritate creștină, o acțiune cu adevărat binefăcătoare. Sângele se reface, dar acolo unde este nevoie și este lipsă, sângele dă viață. Din nou este o bucurie pentru Arhiepiscopia Tomisului, preoții, protoierei, consilierii și toți oamenii de bine credincioși vin să doneze sânge. Această bogăție pentru viața oamenilor, că fără sânge viața nu poate să continue. Sunt bucuros că au răspuns cu aceeași dragoste, cu aceeași bucurie, ca să fie de folos semenilor lor. Acest exemplu trebuie urmat de toți credincioșii noștri. Acțiunea face parte dintr-o serie de campanii desfășurate în Arhiepiscopia Tomisului în cadrul protocolului de colaborare încheiat în anul 2018 cu Centrul de Transfuzii Sanguine. Cu deosebită bucurie și mulțumire, iată, suntem în cursul desfășurării unei noi acțiuni de donare de sânge, organizată în colaborare cu Arhiepiscopia Tomisului. Ne aflăm deja în al cincelea an de colaborare și nu putem decât să ne bucurăm că această campanie continuă și se dezvoltă. Profit de această ocazie pentru a face un nou apel către oamenii sănătoși care locuiesc în județul Constanța, ca în aceste zile să nu se lasă viciați de egoismul care începe să domine societatea românească, ca întreaga societate la nivel internațional, să se gândească și la oamenii bolnavi care nu pot pleca în vacanțe, nu pot să-și facă sărbătorile acasă. Cererea de componente sanguine este tot mai mare. Cu mândrie față de sistemul de sănătate din județul Constanța, spunem că vin în spitalele din județ pacienți din alte județe, dar vin și cu nevoile lor transfuzionale. Protocolul de colaborare încheiat între Arhiepiscopie și Centrul de Transfuzii are ca obiectiv îmbunătățirea răspunsului cetățenilor la nevoia tot mai crescândă de sânge.